ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă ediție Dincolo de Funcție. Sunt oameni care vrăjesc prin simplitatea lor, sunt oameni care uimesc prin iubirea față de origine, sunt oameni care își pun sufletul pe tavă în fața ta. Sunt, dar sunt puțini. Tocmai de aceea, cu siguranță, invitatul nostru de astăzi merită descoperit la Dincolo de Funcție. Invitatul de astăzi este un puternic om de afaceri, atât noi cât și dumneavoastră îl cunoaștem ca și politician. Astăzi însă vom încerca să trecem de această barieră și cu siguranță veți rămâne plăcut surprinși de ceea ce veți descoperi. Vă invităm să-l cunoaștem pe Ștefan Lăzăroiu. Haideți să începem cu... să facem o trecere în revista CV-ului dumneavoastră și să începem cu funcțiile pe care le-ați ocupat până în prezent. Ați lucrat în mediul privat și nu ați fost angajat cum... Am lucrat în mediul privat și am lucrat numai la firmele în care am fost asociat. Am fost la firmele în care am fost asociat, am fost până acum administrator și până în decembrie anul trecut am fost director general al acestor firme. În ce domeniu? N-am fost niciodată angajat al altei firme în care nu am fost asociat. Domeniul construcțiilor, după cum bine știți că a tot scris pe presa în ultimul timp de acest lucru, prima firmă care am făcut-o a fost în 2003. Am avut prima oară 2 angajați, bineînțeles eu eram al doilea. Și după aceea, ușor, ușor, prima afacere în domeniul construcției a fost fabricarea de tâmplărie PVC și aluminiu. La un an de zile am început și amenajări interioare, construcții, mobilă, o mini-fabrică de mobilier din pal și lemn masiv, afaceri care le am și la ora actuală, afaceri de care nu mai mă ocup la ora actuală eu de ele. Am format o echipă de băieți foarte tineri, pot să vă zic că cel om care conduce la ora actuală afacerea are 24 de ani, al doilea om în firmă are 32 de ani și marea majoritate din conducerea firmei la ora actuală au până în 30 de ani. Dar cum a fost? Bănesc că a fost foarte greu, foarte multă muncă să începeți de jos și să aduceți firma la un nivel? Primii 2-3 ani de zile am muncit sâmbătă de sâmbătă, duminica de multe ori mergeam prin oraș să lipim afișe ca să căutăm clienți pentru tâmplărie și mobilă, inclusiv de multe ori și chiar și noaptea. Până la 11-12, eu și cu soția mergeam și lucram afișe pe la scări, în primul an al firmei. Ați renunțat la să vă mai ocupați? Nu poți să le faci pe amândouă. În favoarea politicii. Da. De când am decis să intru în politică, acum 2 ani de zile, am realizat că nu poți să le faci pe amândouă. Tocmai de aceea am și format această echipă tânără, de cum am hotărât să intru în politică și începând din luna decembrie le-am predat în totalitate conducerea firmei. Bineînțeles că mai vin la firmă, mai îmi prezintă și mie ceea ce fac, dar sper după ce va trece acest an să le o predau în totalitate. Motivul pentru care mă găsiți și la ora actuală la birou este acela că am foarte mulți oameni din Colegiul Curtea de Argeș care vin în Pitești pentru diferite probleme. Probleme care le au cu pensia, cu sănătatea, cu... și îi aștept zilnic când vin acești oameni la birou, le ascult problemele lor și merg să le rezolv la instituțiile din oraș, cât pot să se rezolv din ele. Când v-ați hotărât să intrați în politică, ce v-a determinat mai exact? Sau a fost cineva care v-a sfătuit de bine să faci politică? Am spus-o de mai multe ori. Omul care mi-a dat o palmă peste ceapă prietenește, ca de la un părinte, a fost un senator Mircea Andrei, mergând spre Curtea de Argeș odată, mi-a zis, eu am crezut timp de o zi că e o glumă, mi-a propus și mi-a zis că îmi predă Colegiul Curtea de Argeș să mă ocup de el, să candidez ca și parlamentar din partea partidului. Eu am crezut că e o glumă, dar am văzut că și zilele următoare a luat-o în serios și s-a ținut de cuvânt și m-a lăsat efectiv să mă ocup de acest colegiu. Eu zic că am muncit de ani de zile și la ora actuală se văd roadele muncii mele în această zonă. Am văzut că nu ați uitat locurile de unde ați plecat.
O să vă aduceți spectatorii puțin mai târziu, că ați fost și v-ați purtat absolut normal. Deși poate mulți nu ar fi făcut la fel. Principalul motiv pentru care am acceptat acest lucru este acela că eu sunt născut, crescut în Colegiul Curtea, mai bine zis, din Comuna Mălureni. Am copilărit în tot Colegiul Curtea de Argeș și a fost principalul motiv pentru care am acceptat. Ca să fiu sigur că zona Curtea de Argeș va deveni ceea ce merită să fie. Sunt foarte multe zone din țară care nu sunt la fel de frumoase ca zona noastră și ne-au luat foarte mult în ei. Și oamenii din Colegiul Curtea de Argeș nu merită acest lucru. Ce schimbări ați aduce dumneavoastră în politică? Sau mai exact, ce credeți că îi lipsește politicii în momentul de față? În primul rând, foarte multă tinerețe. Este un trend și la nivel, național, trebuie să fie și la nivel județean. Nu pot să zic că cei care au fost până acum nu au muncit. Au muncit și ei pentru județ, dar au avut o altă gândire și au considerat întotdeauna ceea ce gândesc ei întotdeauna corect și nu au ascultat niciodată părerea altora. De asta trebuie o echipă tânără, o echipă care să se ajute și să se asculte între ei. Și eu zic că domnul senator Mircea Andrei a reușit să facă această echipă și ne întâlnim săptămânal și discutăm fiecare ce avem de gând să facem în zonele noastre, în zonele conduse de... în colegiile conduse de fiecare. Urmează o perioadă grea pentru toți, aveți multe muncă. Da, vor fi două luni foarte, foarte grele. Dar nu de asta ne ferim, că știam că va fi multă muncă și apoi munca ne ține, da, munca ne ține la ora actuală. Dar eu sunt convins că vom câștiga ceea ce ne-am propus și ne vom apuca de o muncă și mai grea decât cea de acum, să realizăm proiectele care le-am promis cetățenilor. O muncă foarte grea datorită faptului că vrem să iasă și bine aceste proiecte, nu numai să le aducem, să se facă la timp și să fie folosite cum trebuie. Am văzut că aveți o notorietate foarte mare. Nu există ziar în care să nu apareți. Ați avut de muncit și la capitolul acesta. Da, v-ați făcut remarcat prin muncă. Ținând cont nu că... prin fapte negative, cum de regulă se cam întâmplă. Ținând cont că atunci când m-am hotărât să intru în politică, nu eram cunoscut... Nu eram foarte cunoscut, da, decât ca om de afaceri și poate mă știau prietenii, angajații, colaboratorii, ceea ce nu ajută foarte mult un politician, a trebuit să iau la pas, ca să zic, din poartă în poartă, să cunosc problemele oamenilor, să mă cunoască și ei pe mine și automat că presa discutând cu oamenii, cu problemele care le-am rezolvat, cu evenimentele care am avut din ce în ce mai des în Colegiul Curtea de Argeș și automat că au avut ce să scrie. Parte și politica și funcțiile pe care le-ați ocupat până în momentul de față, să vorbim despre liceu. Unde ați făcut liceu? Clasa 9 și a 10 am făcut-o la Autobescu, iar a 11 și a 12 la Bălcescu, actualul IC Brătian. Deci atâtea mutări. Am făcut școala generală la numărul 3.
din 46 de colegi, din care aveam 36 de colegi și 10, eram doar 10 băieți și eram cel mai mic de statură și dintre fete și dintre băieți. 70% din ei, aproape 80 cred, au luat examenul la Bălcescu, 10% la Zinca, iar eu, stând aproape de liceul Odobescu, nu știu ce mi-a venit atunci să dau la Odobescu. Am făcut clasa 9 și a 10-a, mă duceam aproape zilnic la Bălcescu să-mi vizitez foștii colegi de generală, eram foarte apropiați. Dirigintele nostru, în general, a știut să ne facă să fim între noi ca frați. Și mergând zi de zi la Bălcescu, am luat hotărârea în clasa a 11-a, fără să știe părinții, să mă mut la Bălcescu. Cum au reacționat când au aflat? Au aflat la vreo 2 săptămâni după ce eram mutat. Nu le-a convenit pentru că nu le-am spus, dar datorită faptului că tatăl meu în ultima perioadă a fost bolnav, a trebuit să stea la țară. Eu în ultimii ani de liceu am stat singur la Pite și am fost un pic mai rebel, așa să zic, în anii de liceu. Ce profil ați absolvit? Matematică-fizică. Matematică-fizică am făcut și la Odobescu și la Bălcescu, dar mi-au plăcut aceste materii doar în clasa 9-10. După aceea, de când m-am mutat în Bălcescu, să spunem că am lăsat-o mai moale cu învățatul, pentru că era un liceu în centru, aveai profesori foarte buni, aveai profesori la care aveai ce învăța, dar nu te obligau ca la Odobescu. Învăța numai cine vrea. Eu, stând singur în apartament, nu prea a avut cine să-mi dea cu unuia apă spate. Dar vreau să vă și întreb, cum erați ca și elev? Erați conștiincios sau mergeați așa, temele nefăcute, mai și copiați? Da, nu, și copiat, și temele nefăcute. Până în clasa 8-a am învățat bine, să zic. Îmi plăcea foarte mult matematica. Dirigintele meu a fost, în afară de faptul că era cel mai bun profesor de matematică, în afară de faptul că era cel mai bun diriginte, părerea mea, era și cel mai bun om care l-am cunoscut vreodată. Pot să zic că dânsul mi-a dat mersul în viață. Deci mergeam în excursii împreună, aveam orele de dirigenții chiar, care pot să zic că am învățat de la domnul Chiara, că așa îl chema, și am făcut 1-4 cu soția dânsului. Pot să zic că am învățat de la domnul Chiara mai multe decât de la părinții mei. Privind așa cum în trecut, dintre toți profesorii dumneavoastră, este vreunul căruia vreți să-i mulțumiți sau, de cealaltă parte, a fost vreunul care v-a terorizat, să spun așa? Da, că nu cred că există om care să n-aibă profesor care a ținut la ei și profesor care i-a terorizat. N-aș vrea să-l numesc pe cel care m-a terorizat, am avut chiar profesor de matematică în liceu. Încă o dată prefer să nu-i dau numele. Iar profesorii la care am ținut cel mai mult a fost dirigintele meu, domnul Chiera, și doamna Chiera, învățătoare. Am avut iară o profesoară foarte simpatică și țineam foarte mult la dânsa, de franceză în general, doamna Pătroi. Deși nu mi-a plăcut niciodată franceza, dar doamna te făcea să-ți placă să vii la ora dânsei. Vinzi cu drag la ore? Da. Ați chiulit? A spus că da. La ce materie vă plăcea așa, în mod deosebit, să chiuliți? La chimie. Am urât chimia. Nu v-a plăcut, să înțeleg? Am urât chimia și în general și în liceu chiuleam cât puteam de mult la chimie. Am înțeles. Ce amintiri vă mai leagă de liceu? Cum a fost acei 4 ani de liceu, una peste alta, gândindu-vă acum la liceu? Perioada de liceu, pot să zic că a fost cea mai liberă perioadă din viața mea. Pot să spun că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, perioada de liceu, deși mulți zic că e copilăria. Dar am și anumite regrete din liceu. Deci până la ora actuală, singurul lucru de care îmi pare rău, pe care l-am făcut până acum, a fost acela că m-am mutat de la Odobescu la Bălcescu. Am spus și mai devreme, la Odobescu
trebuia să înveți. La Bălcescu nu te obliga nimeni și s-a și văzut, ținând cont că nu am luat bacul din prima, pentru că stând singur în apartament, fiind rebel, n-am mai învățat și a fost de când am terminat liceu, a fost o perioadă de vreo 2 ani mai grea pentru mine. Și când ați luat bacul? În a doua sesiune? Nu, în al doilea an. M-am pregătit și în al doilea an am luat bacul. Și alte amintiri, nu știu, chiuleați cu colegii, mergeați toți, aveați o anumită materie de la care vă gândeați, uite, la ora asta hai să chiulim cu toții. La mine se mai întâmplă să facem și asta. Da, de chiuleam pe grupuri. În funcție de materie, în funcție... Eu, în general, făceam parte din toate grupurile. Vorbesc, încă o dată repet, în clasa 11-12, a 9-a, 10-a, nu se întâmplă astfel de lucruri. La Odobescu era foarte greu să chiulești, pentru că a doua oară când veneai la oră, profesorii erau foarte severi. Își făceau treaba foarte bine. Mai mult dată aveam un profesor de fizică la Odobescu, domnul Drăgan, care dacă chiuleai o dată, a doua oară ți era rușine să mai intri în clasă, că nu se lua de tine, dar făcea mișto de tine toată ora și nu, îți venea să te bași sub banca. Păi ce ați terminat cu liceu, ați luat bacul al doilea an. La ce facultate v-ați gândit să dați? Datorită faptului că nu am luat bacul, datorită faptului că eram unul din fruntașii liceului, fruntașii Chiulangii. Imediat după ce a fost admiterea la BAC, m-am mutat la Brașov la sora mea, de rușine că n-am luat BAC-ul. Și am pus mâna pe carte, am luat BAC-ul anul următor și după ce am luat BAC-ul m-am înscris la facultatea de drept din Brașov. Fiind particulară, am făcut vreo 2 ani sau ceva genul ăsta, după care n-am mai avut acreditare acea facultate și a trebuit să mă mut la altă facultate în București. Tot de drept? Tot de drept. E o istorie foarte, foarte lungă cu facultatea. Am făcut o jumătate de an, m-am înscris la București, în acel an m-am însurat. Tatăl a murit cu un an înainte de a merge la București, având foarte multe probleme, a trebuit să am grijă și de treburile familiei, a trebuit să am grijă și de mine, de problemele mele. A mai apărut și căsătoria, știți cum e la orice început de căsătorie, sunt foarte multe probleme. De mic ați intrat în pâine. De mic, da. La 22 de ani m-am căsătorit. N-am reușit să termin facultatea nici la București. Am început să intru în afaceri pentru a susține familia. Am intrat în afacerile construcții, după cum bine știți. Am continuat până acum și am reînceput facultatea acum 5 ani de zile la Universitatea de Drept din Pitești și am terminat anul trecut. Deci a fost o facultate foarte lungă. Da, observ. Cam multe mutări, dar până la urmă e bine că s-a finalizat. De ce ați ales dreptul și nu o altă facultate? Ce v-a determinat să mergeți la drept? În fiecare vară când mă duceam la țară și bunicul meu colecta mere de la oamenii din sat, aveam un domn din poliție de la Târgoviște, generalul Pană, care de fiecare dată când venea și aducea merele la noi, îmi promitea de fiecare dată că eu o să fiu polițist ca el și că o să trebuiască să dau la drept, Și mi-am dorit întotdeauna să intru în poliție. Când am vrut să dau la liceu, la poliție, nu m-a lăsat mama, că a zis că mă duc de mic în armată, că după ce am terminat liceu, am vrut să mă dau la academie, dar cum nu mai îmi plăcea cartea așa mult, era foarte greu să intri la academie și m-am dus către drept cu gândul ca după ce voi termina facultatea să mă înscriu în poliție, că se putea atunci cu facultatea de drept să intri în poliție. Apucându-mă de afaceri, căsătorindu-mă, având familie, am uitat de acest vis care l-am avut atunci. Am văzut că se leagă foarte mult dreptul cu politica. Majoritatea invitațiilor au și facultatea de drept și totodată au ales să se implice și în politică.
Și la dumneavoastră a fost la fel? Nu, la mine a fost o întâmplare. O întâmplare? Fi spus, nu m-am gândit niciodată să am o asemenea funcție în politică, o asemenea funcție care mi-a oferit-o cu încredere domnul senator Mircea Andrei și sper să nu-l dezamăgesc. A fost o chestie de moment, a început să-mi placă foarte mult, e prima oară când fac ceva cu plăcere și simt că nu o fac numai pentru mine, o fac și pentru oamenii din jurul meu. Da, v-am văzut de foarte multe ori, sunt de vorbă cu oamenii, am văzut că stați și le ascultați problemele. Au o problemă anume sau pur și simplu vin doar pentru interesul lor propriu? De asta mi s-a predat acest colegiu, să merg printre oameni, să le ascult problemele, să încerc să rezolv cât mai mult din ele și e normal ca oamenii, mai ales în perioada aceasta, în primul rând să vină pentru interes propriu. Cei care recunosc ajutorul dat, după aceea vin și pentru problemele vecinilor, consătenilor, oamenilor din jurul lor. Ne aflăm într-un loc special pentru dumneavoastră, suntem la Curtea de Argeș, ba chiar în Curtea Mănăstirii. Spuneți-ne mai multe de ce ați ales să venim aici. Pentru că este locul unde am vrut să rămân. Orașul Curtea de Argeș este locul unde am vrut să mă stabilesc cu familia. Datorită domnului senator Mircea Andrei și țin să-i mulțumesc cu această ocazie, care mi-a dat o palmă, părintește, peste ceafă, m-am întors acasă. Soția mea fiind din Curtea de Argeș, cu 2 ani înainte să mă căsătoresc, am stat mai mult la ea, în Curtea de Argeș. Și în momentul când am hotărât că ne vom căsători, ne-am tot întrebat dacă să rămânem în oraș sau să plecăm din oraș. Cu părere de rău, a trebuit să alegem Piteștiu, pentru că noi ne descurcam cum ne descurcam, dar ne-am gândit la viitorul copiilor noștri. Atunci, în perioada aceea, nu vedeam un viitor frumos pentru copii în orașul Curtea de Argeș. Am plecat la Pitești, am realizat ceea ce am realizat și domnul senator m-a trimis înapoi acasă să fac pentru argeșeni ce n-am putut atunci să fac pentru mine. Ca cei ce vor urma de acum încolo să nu se mai gândească cum am gândit eu atunci. Să vadă în orașul Curtea de Argeș un viitor, să vadă un loc în care n-ar trebui să plece și să muncească toți pentru prosperitatea acestui oraș. Vorbim de domnul senator, dumnealui cu siguranță știe cel mai bine cum e să fie departe de casă și după 20 de ani a revenit în Argeș, în toată această perioadă a revenit constant, dar acum este hotărât să facă și proiecte, are și proiecte importante pentru județ. Are foarte multe proiecte importante pentru județ, dar încă o dată țin să-i mulțumesc pentru că a fost foarte atent la Colegiul Curtea de Argeș. Dacă vă uitați, marea majoritate a proiectelor aduse de domnul senator Mircea Andrei sunt în zona Curtea de Argeș. 40%, 34% din fondurile alocate în județul Argeș sunt pe Curtea de Argeș. Întâlnirile importante ale domnului senator, evenimentele în ultimii 2 ani de zile importante ale domnului senator sunt în zona Curtea de Argeș. Eu zic că domnul senator are mai multe motive de ce îi place această zonă. Una îmi povestea cu foarte multă plăcere când se plimbea în tinerețe în zona Vidraru și își amintea de acele plimbări. Doi, ținând cont că eu îl cunosc de foarte mult timp, de 4-5 ani pe domnul senator, țin să cred și sunt aproape convins, ține foarte mult la mine. Iar trei, foarte important pentru domnul senator Mircea Andrei, pentru ideea dânsului este aceea că puterea economică a județului Argeș poate porni din această zonă. Dânsul se gândește, se sperăm că nu vom avea vreodată ocazia, dacă Doamne ferește, în 5, 6, 7, 10 ani ar pleca uzina, ce ar face județul Argeș? Dacă în această zonă s-ar investi în turism foarte mult, ar putea crea locuri de muncă și ar putea ajuta județul Argeș să nu depindem de alții. Asta dorește domnul senator și de asta s-a zbătut pentru atâtea proiecte în zonă. Să ne reamintim că zona Transfăgărășan, drumul Transfăgărășan n-a fost refăcut timp de 25 de ani de zile. Anul trecut 70% din acest drum a fost refăcut datorită dânsului. Să ne amintim de acei bani, cele 14 milioane pentru programul PIDU din Curtea de Argeș.
bani pentru sala de sport, PNDI-ul, asfaltări pentru comunele din județ. Sunt foarte multe proiecte începute de domnul senator, are foarte multe proiecte pentru viitor și sunt convins că împreună le vom duce la capăt. Da, asta vreau să spun și eu, una peste alta, formați o echipă, sunteți oameni tineri cu putere de muncă și care cu siguranță veți face ceva pentru județ, ceva remarcabil. Spuneați și mai devreme... De asta am venit în zonă, de asta a venit domnul senator, de asta m-a adus și pe mine să facem ceva în zonă, că altfel dacă am fi vrut să facem pentru noi, nu am fi intrat în politică, ne-am fi văzut fiecare de afacerile noastre și nu aveam nevoie să intrăm în politică ca să ne facem afaceri. Nu, acum am venit să facem pentru oameni ce au făcut alții și pentru noi. Spuneați și mai devreme că... Orașul Curtea de Argeș și vă aduce aminte de tinerețe, ca să spun așa. Câteva amintiri, ne spuneți nouă? Da, veneam săptămânal la discoteca aici, veneam până s-o cunosc pe soția mea, că pe urmă veneam zilnic după ce am cunoscut-o. Apropo, după aceea să vă spun și o glumă în al presențitului care mi-a amintit de trecut. De multe ori veneam cu ocazie de la Mălureni. De venit era ușor, găseam ocazie, la ora 7-8 găseam. Dimineața trebuia să stăm până la 6, că aveam tren care ne lăsa la gara la Merișani și de acolo pe jos până la Mălureni. Ajungeam acasă pe la 7-8 dimineața, morți de obosiți. Sacrificii multe pentru... Dar, încă o dată, este și acum un oraș foarte liniștit, un oraș care n-a creat probleme niciodată, un oraș curat, un oraș frumos. Din păcate, la ora actuală, nu s-a modificat nimic. E la fel cum era atunci, dar ar fi putut să devină mult mai frumos și să atragă turiști, să prospere foarte mult, să avem locuri de muncă aici. Dar de asta am venit eu și cu domnul senator Mircea Andrei, să refacem din orașul Curtea de Argeș ceea ce merită și sper ca zona Argeșului să fie una dintre cele mai înfloritoare zone din jur. Ce acum spuneți-ne gluma? Apropo de glumă, în al preasfinția sa, într-unul din... discursurile sale acum vreo jumătate de an sau un an, spunea că în general doamnele, domnișoarele din Curtea de Argeș care s-au căsătorit, au făcut ele până la urmă cum au făcut și și-au adus bărbații înapoi în Curtea de Argeș. Și stând și ascultând discursul un altul, mi-am dat seama că și eu fac parte din acei bărbați care s-au întors la Curtea de Argeș după soție. Deci un lucru bun până la urmă. Toată lumea s-a întors acasă. Deci până la urmă, chiar dacă ne dăm noi cocoși, tot soțiile conduc unde vor. E, așa vă cam place să vă dați, dar cum ești și vorba, că în spatele oricărui bărbat puternic stă întotdeauna o femeie puternică. Așa e, așa. Vedem un politician într-o astfel de ipostază. De unde pasiunea asta și cât de des vă urcați la un tractor? Am zis întotdeauna că trebuie să ne întoarcem la lucrurile care le-am făcut, la tradițiile noastre. Am spus de nenumărate ori, m-am născut și am crescut în comuna Mălureni. Ne aflăm chiar la limita comunei Mălureni cu comuna Merișani. Dacă vă uitați în dreapta dumneavoastră, sunt foarte multe terenuri care au fost nemuncite de 10-15 ani, iar la fel ca și cele din stânga,
acesta fiind primul an în care am lucrat aceste terenuri. Vreau să demonstrez oamenilor din Colegiul Curtea de Argeș că se poate face profit din agricultură și am spus întotdeauna că pe primul loc pentru acest colegiu, pentru înflorirea acestui colegiu, este dezvoltarea turismului, urmat, bineînțeles, de dezvoltarea agriculturii. Dacă am atrage foarte mulți investitori în toate comunele din jur și sunt mii de hectare nelucrate, hectare care ar aduce foarte mult profit oamenilor și locuri de muncă. Și până la urmă ați luat atitudine, practic dați un exemplu, prin faptul că mergeți și faceți pur și simplu muncă cot la cot cu ceilalți oameni. Este o tradiție de familie, ambii bunici au fost țărani, au muncit terenul de când din neam în neam, și bunicul din partea tatei și bunicul din partea mamei s-au ocupat foarte mult cu pomicultura. Bunicul din partea mamei a fost șef de depozit și colecta aceste mere și le ținea, colecta de la oamenii din jur și le ținea până în primăvara, iar bunicul din partea tatei altoia acești pomi. Deci este o tradiție și doresc ca aceste terenuri cu timpul, în afara faptului că acum cultiv pe ele porumb și cartofi, îmi doresc ca toate aceste terenuri să fie plantate cu pomi fructiferi, pentru că pomii fructiferi poate să aducă foarte mult venit zonei și putem să mâncăm natural. Vreau să fac, să creez produse naturale. Ștefan Lăzăroiu este un om foarte surprinzător. În ultimii 2 ani, omul ăsta a făcut atât de multe lucruri, încât cred că sunt puțini oameni care poate să facă într-un interval atât de scurt ce a făcut Ștefan Lăzăroiu. Profesional a reușit și s-a realizat profesional printr-o specializare la nivel superior. În planul personal, omul a reușit să-și închidă toate lucrurile personale și să aibă libertatea de acțiune, iar politica a fost absolut extraordinară. Într-unul dintre cele mai grele colegii ale județului Argeș, Curtea de Argeș, în contraconcurență cu un deputat, poate cel mai bun al adversarului, în un an și jumătate l-a bătut în acel colegiu. Are cel mai organizat colegiu în acest moment. Știm că sunteți și prieteni. Cum este relația de prietenie? Foarte comod. Este un om liniștit, este disciplinat, este omul care se trezește dimineața la ora 7 și se culcă la ora 10. În relația de prietenie nu este un om care vreodată să creeze probleme. Eu, cel puțin pe el și prin comportamentul lui, îl consider ca al treilea fiul meu. Am 2 băieți, el e al treilea. Deci, ca persoană este un om, am spus, foarte modest, foarte atașat de zonele respective, de satul lui natal și de comuna noastră de aici, mare, foarte multă putere de muncă și are niște planuri bune, frumoase, care se îndreaptă pentru zonele noastre. I-am spus, mai dacă te găsesc o dată sau de cel puțin de 2-3 ori pe an, tu trebuie să vii în satul tău natal. Mai ai și tu o mamă, trebuie să vii cel puțin de ziua ei sau de Paște sau de Crăciun, dar dacă ai venit, eu te-am terminat, te-am blocat și îți aduc oamenii în port. Dumnealui are 400-500 de oameni care i-a scos din foamete. Este un om care ajută această comună să se facă ceva. E un om foarte bun, ajută oamenii și noi avem toată încrederea că o să înflorească comuna Mălureni. Deci de mic a fost cu minte, m-a ascultat, a rămas fără tată de mic, deci de în jur de 12 ani sunt văduvă și m-au ascultat amândoi. Mai am o fată care stă la Brașov, a povestit puțin, așa, și el. Și mă mândrez de el și l-ajut și eu cu ce pot. Este mămos? Eu. Hai, spuneți-ne acum! Este! Cum era el când era micuț? Când era micuț, la fel, era foarte isteț,
așa i-a plăcut de mic munca, afacerile mai ales, să ocupa, pleca în afară, așa, cu una. Care a fost cea mai mare nezbâtie pe care a făcut-o? Pentru că întotdeauna mamele povestesc cel mai bine lucrul ăsta. Nezbâtie care a făcut-o. A făcut, că așa sunt toți copiii. Da. Să spun pe cea cu manivela. Ascultăm cu interes. Deci l-a fost taică să dea să schimbe roata la mașină. Era micuț, eu știu, clasa 7-a, 8-a, nu știu ce vârstă, ca aproximativ. Și ne-a strâns roata ca lumea. Și în momentul când am plecat cu mașina, eu eram la volan. Să mișca roata. Când intra mașina pe dreapta și taică s-o prinsă, l-au cu manivela după el. Și l-a prins? E, normal, i-a dat câteva învățare de minte. Este foarte ocupat, pentru că muncește mult. Da, muncește foarte mult. Eu îl văd cam numai ce vorbesc la telefon și îl văd rar, că asta e situația. Eu îl înțeleg că, de. Și îl ajut și eu pentru să ajungă și el ceva sus. Păi că om e un om deosebit, are calități deosebite. E un intelectual cu calitățile lui manageriale în construcții, are activități pe care le desfășoară pe raza județului și a altor județe din țară. De când îl știți pe domnul Lăzăroi? De 25 de ani, de când am venit în acest. Îl știți de micuț, pe asta ne interesează. Păi, acum 25 de ani am fost numit aici ajutor șef de poliție. Și de atunci am fost prieten bun cu familia dânsului, după ce a murit tatăl lui. A rămas la o vârstă 12-13 ani, nu mai știu. Și îl cunosc foarte bine, vă dați seama, dacă am fost prieten cu familia lui și pe bunică său și pe toată familia întregi. Și pe străbunică său, din partea lui taică său, toată familia am cunoscut-o îndeaproape. Ne aflăm într-un loc special pentru dumneavoastră. Aici pot spune literalmente că vă vedeți roadele muncii. Este primul an și în toamnă o să-mi văd roadele muncii. Până acum, timp de 15 ani, de fiecare dată când treceam pe aici înspre Curtea de Argeș, înspre comunele din Colegiul Curtea de Argeș, pe românește mi se făcea părul măciucă. Pentru că toate aceste terenuri erau pline de mărăcini, erau pline de gunoaie. Vreau să vă spun că înainte să ară aceste terenuri, oamenii mei și utilajele, împreună cu utilajele, au muncit foarte mult pentru a scoate aceste terenuri la ceea ce vedeți acum. Încă o dată, sper să, ca și ceilalți oameni din Colegiul Curtea de Argeș să mă urmeze și să ne ajute Dumnezeu ca în următorii 50 ani să vedem toate terenurile din toată țara, ar fi ideal, în primul rând pe mine mă interesează Colegiul Curtea de Argeș, să fie muncite foarte mult. De aici să văd, practic, toate terenurile. Cât de des veniți în locul ăsta, pentru că îmi mărturisați înainte de emisiune că veniți foarte des aici atunci când sunteți așa într-un impas, să vedeți totul. Cât de des veniți aici? De fiecare dată când trec spre Curtea de Argeș, pentru foarte puțin timp, din păcate, mă opresc să văd ce au realizat oamenii în săptămâna în curs. Și mă leagă foarte multe amintiri de această zonă. Repet, peste deal este satul unde m-am născut eu, comuna unde m-am născut. În această zonă s-a născut bunicul din partea mamei. Mi-am amintesc când eram mic, o zi veneam de la Mălureni pe jos până la baraj să facem baie, să pescuim. O zi mergeam pe râu. Deci cunosc zona foarte bine. De multe ori chiar vedeam prin pădure. Să înțeleg că sunteți, e o legătură de sânge, practic, cu aceste terenuri, cu viața de aici, pentru că e ușor de observat că vă creează o emoție. În copilărie, deși am făcut școala la Pitești, de-abia așteptam weekendurile și vacanțele să vin aici, să stau cât mai mult aici. Cei mai mulți prieteni ai mei și cei mai adevărați prieteni i-am pe cei din copilărie. M-am simțit foarte bine aici și sper să mă întorc foarte repede. După ce voi vedea copiii la casa lor, mă voi întoarce definitiv în această zonă să stau în permanent. Cum spuneam și mai devreme, știu că este un loc special pentru dumneavoastră locul acesta și vi l-ați și închipuit într-un anume fel. Mie mi-a plăcut și începuseră să-mi povestiți. Mai devreme. Da, de când
nu cunoșteam acest loc foarte, foarte bine pe toate ulițele. Am venit de câteva ori cu bunicul, Vain se născut aici în zonă, dar nu-l cunoșteam așa cum îl cunosc acum, decât de când am preluat aceste terenuri și de când le-am arendat, de când am început să muncesc aceste terenuri, am venit de fiecare dată să cunosc fiecare colțișor. Și ținând cont de frumusețea zonei, de potențialul zonei, ținând cont că în 3-4 ani în această zonă vom avea autostradă. Un lucru foarte important pentru toată zona, pentru tot județul. Sunt convins că dacă în această zonă am avea 4-5 pensiuni de 15-20 de camere, ar merge foarte bine, ar veni foarte mulți turiști. Sunt convins că acești turiști le-ar place să vină să mănânce produse naturale, produse tradiționale. Sunt convins că în plantațiile în care le voi planta, le-ar face plăcere să vină să-și culeagă singur produsele, să bea un lapte natural. Și toate aceste produse sper să fie făcute de oameni care să se retragă la țară, de oameni care au crescut în această zonă și îmi doresc din tot sufletul să vină din ce în ce mai mult să se retragă în această zonă. Deci dacă am avea o pensiune în această zonă, una mai în jos, alta mai în sus, poate chiar și un... Am spus întotdeauna că aceste lucruri ar putea fi combinate foarte bine, poate chiar și un azil de bătrâni în zonă, ar putea să vină și copiii și nepoții să treacă și pe la bunici, să se disteze și în weekend, iar duminica când ar pleca spre București, să plece și cu portbagajul pline de produse cumpărate de la țăranii din zonă. De la țărani care încă o dată, îmi cer scuze că mă repet, îmi doresc din tot sufletul să fie din ce în ce mai mulți aici în zonă. Și sunt convins că ar avea venituri mult mai frumoase decât la oraș și mult mai multă liniște sufletească. Ne aflăm într-un alt loc important pentru dumneavoastră. Spuneți-ne mai multe de locul ăsta. Știu că ați pus mult suflet. Am mai multe amintiri legate de acest loc. În primul rând, pe fiecare zi, sau dacă nu pe fiecare zi, la maxim 2 zile, vara, mergeam cu prietenii mei din sat la râu. Mergeam să ne bălăcim la râu, să prindem pește în râu. Mergeam, aveam și o baltă aici unde pescuiam. Asta ar fi una din amintiri. În al doilea rând, mai ales acum, faptul că ne aflăm în această plantație, mi-amintesc de tatăl meu, de bunicii mei, am spus și mai devreme, le-au plăcut întotdeauna să planteze pomi, să culeagă roadele acestor pomi. Tata întotdeauna îmi spunea, își dorea să rămână aici în sat și să, cum se zicea pe vremuri, îmi găsesc o fată din sat. Așa a fost să fie. Până la urmă am îndeplinit și dorința tatălui și pot să spun și că am găsit perechea potrivită, familia, și sunt foarte fericit cu familia care o am la rotor. Aveți frați, surori? Da, mai am o soră care din păcate s-a stabilit la Brașov. Am tot încercat în tot timpul în ultimii ani să încerc să convingă să se retragă acasă, deși și ea și soțul sunt tot din Mărureni, dar datorită meseriei, cumnatul meu fiind polițist și dându-i se un post acolo, sau și-au cumpărat casa acolo, s-au obișnuit acolo, dar vin din două în două săptămâni, vin în această zonă, în acest sat, pentru că și eu, aproape weekend de weekend, sunt aici. Din păcate, eu personal nu pot să stau mai mult de câteva ore în ultimul timp, pentru că trebuie să învăț și de restul treburilor din colegiu. Dar când erați mic, vă petreceați foarte mult timp aici. De-abia așteptam, uram luni dimineața când trebuia să plec la Pitești la școală. Uram. Deci duminică noaptea de multe ori nu dormeam, de supărat că trebuie să plec la Pitești. Vinerea de-abia așteptam să vin, ca să nu mai vorbesc de vacanțe. Era cea mai mare plăcere să vin în vacanță. Veneau foarte mulți copii din București, din Sibiu, copii ai căror părinți se trag din această zonă. Făceam șezători, mergeam noaptea la furat de mere, de pere, pe la oameni prin curți, la cireșe. Amintiri foarte... Ați primit vreodată vreo pedeapsă? Ați fost prinși așa în fapt? Nu prea am fost tras de urechi, nici de părinți, nici de consăteni, chiar dacă ne prindeau
sătenii la furat de cireșe, nu ne ziceam niciodată nimic, pentru că e o tradiție, din neam în neam se face, toți care au fost copii au făcut lucrurile astea și îmi doresc să prind și eu pe aici copii la furat de mere. Cum vă mustrau părinții cel mai des? Nu prea mă mustrau, îi supăram din când în când, dar... Trebuie să existe una, fiecare ne-am luat câte o mustrare de genul ăsta când eram mai mic. Când în când de urechi, singura bătaie care am luat-o de la tatăl meu, țin minte tot așa într-o duminică, supărat, deși aveam aproape 15 ani, supărat că trebuie să plec la Pitești, făcuse pană la roata din spate, mașinii. Și m-a pus să schimb roata. Și foarte supărat că trebuia să plec la Pitești, am schimbat roata așa, în râs, și am uitat să strâng șuruburile. Și pe drumul spre Merișani a căzut roata de la mașină. Și atunci mi-am luat prima și ultima bătaie de zdravănă, care nu voi uita niciodată și voi povesti și copiilor mei. Care e cea mai frumoasă amintire din copilărie, care vă trezește aceste locuri? M-a zis prin surprindere, au fost foarte multe momente plăcute. Chiar nu pot să vă dau una anume, dar foarte mult îmi plăcea noaptea la așezători, ne strângeam, cred că pe puțin 100 de copii din toate satele din comună, puneam pe frigărui cartofi, porumbi și atunci mă simțeam cel mai bine. Știm că sunteți o persoană extrem de ocupată, dar în același timp acordați timp familiei. Cât rezervați din timp? Cum e cu familia? Vă înțelege? Vă susține? Foarte mult. Dacă nu ar fi fost alături de mine familia, n-aș fi reușit să realizez ce am realizat până acum și în domeniul afacerilor și în domeniul politic. Am avut susținere din partea familiei totale, din toate punctele de vedere. Și eu și soția mea muncim foarte mult. Ba din contră, pot să zic că la ora actuală soția mea muncește mai mult decât mine. Cum v-ați cunoscut soția? Spuneați că erați micuți. Cum e? Cum a fost? Deci ne cunoaștem de la vârsta de 5-6 ani. Mergeam împreună la râu, ne vedeam la râu, ne vedeam la așezători. Când ea nu prea venea la așezătorile din satul meu, pentru că bunica ei era foarte severă și nu lăsa seara departe de casă. Dar ne mai duceam noi din când în când pe acolo, dar în satul ei, dar nu mă gândeam niciodată să ajungem soț și soție, pentru că ea era foarte, foarte mică, eram vecini, bunicul meu cu bunicul ei, erau vecini la două case, ne despărțea, ne știam mai mult ca rude decât ca prieteni. A fost o sclipire de moment, mergeam în vacanțe, în afară de serile, când mergeam la așezători, mergeam în discotecile din jur și, bineînțeles, în discotecile din Curtea de Argeș. Și în ultima vacanță, ca să zic așa, a fost o chestiune de moment, s-a întâmplat, mă bucur că s-a întâmplat, că am spus și mai devreme și o repet, am tot o familie care nu cred că aș putea să-mi fi dorit ceva mai frumos, dar nu cred că există. La cât timp după căsătorie au apărut cei mici? Aproximativ 3 ani, în 2005 cel mare și în 2009 cel mic. Dar pentru mine ei reprezintă cea mai mare realizare a mea și pentru ei muncesc, pentru ei trag să fac ceea ce am promis mai devreme că voi face. Dacă trece o zi fără să-i văd, simt că e sfârșitul lumii. Când sunteți împreună, când totuși găsiți o răgaz să stați cu ei, ce vă place cel mai mult să faceți în timpul ăsta petrecut împreună? Ideal ar fi și... Dacă nu săptămânal, din două în două săptămâni venim aproape în fiecare weekend aici la țară. Merg cu ei la pescuit, merg cu ATV-ul, merg cu mașina în pădure. Vara mergem la râu. Fac cu ei exact aceleași lucruri care le făceam eu în copilărie. Singurul lucru care nu l-am făcut cu ei până acum, v-am spus și mai devreme, este acela că încă nu am mers
la munte, dar când se vor mări, o să sper să am timp să stau o săptămână, două pe vară plecat cu el, cu ei la munte. Ce-i vedeți când se vor face mari? Au anumite, le place un anumit lucru? Nu vreau și n-o să mă implic niciodată în ceea ce doresc ei în viață, din niciun punct de vedere. Eu mi-aș dori, bineînțeles, să facă ceea ce fac eu acum aici și să fie alături de mine. Încă o dată, repet, e principalul motiv pentru care am intrat în politică. Acela de a avea atunci când voi avea 60-65 de ani, să ia alături de mine și să fie alături de cetățenii din comuna Mărureni, din zona din jur, să se ajute împreună, să le fie drag să stea aici. Aveți o căsnicie de 12 ani, doi copii frumoși. Care este secretul pentru a menține o astfel de căsnicie? Să fii sincer unul cu altul, să spui problemele, să încerci să stai cât mai mult cu ei cu putință și atunci când nu poți, să încerci să acoperi cumva această lipsă. Din păcate, pentru cei mici e greu. De multe ori întreabă de mine, că sunt săptămâni când îi văd doar în weekend, cel puțin pe cel mic, care se trezește mai târziu, pe la 8:30, 9:00, eu plecând acasă pe fiecare zi la ora 7:00, 7:30, n-apuc să-l văd. Dacă ajung la 10:30, 11:00, de multe ori nu-l văd în cursul săptămânii. Care sunt principalele lucruri pe care trebuie să le știm? Sau până la urmă sunteți un exemplu. Ce sfat dați pentru a reuși să construiești până la urmă ceva? Pentru că intenții sunt multe, dar... Principalul sfat este să avem cu toții putere de muncă și întotdeauna să faci ceea ce îți place. Spunea și la începutul emisiunii, a fost o surpriză plăcută să-l descoperim pe omul Ștefan Lăzăroiu. Am descoperit un om sensibil, un om care nu și-a uitat originile, deși putea să facă cu ușurință acest lucru. Iar cu acest gen de oameni ne putem mândri cu toții. Și așa se încheie încă o ediție Dincolo de funcție. Așa cum v-am obișnuit, am încercat să privim dincolo de persoana care ne este cunoscută doar ca autoritate. Sunt Andreea Sender. Sunt Denisa Popescu și vă mulțumim că și de această dată ați ales să fiți alături de noi. Ca de fiecare dată, vă așteptăm sâmbătă de la ora 15 pe Curier TV să descoperim omul din spatele funcției. La revedere!